Bună săgetător și bine ai venit la citirea ta pentru următoarea săptămână 20-26 decembrie. Încep prin a-ți ura sărbători binecuvântate alături de cei dragi și fie ca liniștea, pacea și înțelepciunea să te călăuzească. Menționez că această citire este valabilă atât pentru cei din Zodia Săgetător, cât și pentru cei cu Luna, Ascendentul, Nodul Nord sau multe planete pe astrograma natală în semnul Săgetătorului. De asemenea, dacă sunteți interesați de cineva cu aspecte marcante de săgetător, sunteți bineveniți la această citire. Este o citire generală, iar dacă rezonează cu voi, aveți și partea a doua mult mai amănunțită în care iau la bani mărunți fiecare aspect pe care o să-l prezint aici. Aveți link în descriere și în primul comentariu pentru mai multe detalii. E nevoie să fiți membrii activi ai acestei comunități și aveți acces toată luna, pentru toate zodiile, pentru toate filmările, chiar pentru filmările bonus în trei variante de răspuns care apar acolo cu o seară înainte în comunitate și apoi sunt postate public a doua zi după ora 10. Deci, dragi săgetători, hai să vedem, vă gândiți până la finalul citirii și acum aveți o carte din partea arhanghelilor care vă spune așa, grația cea tainică a arhanghelului Racuel. Ești și motanul aici cu noi. O săptămână în care numărul 3, numărul 1, numărul 4, numărul 31 sunt numere foarte importante, foarte puternice pentru voi. Puteți să vă ghidați după ele. Pot însemna uh, ore. Poate sunt numere, eu știu, uh, de la o mașină, numere de la o stradă, de la o casă, numere pe care le vedeți în jurul vostru în general, în magazine, pe hainele oamenilor și așa mai departe. Numere după care e bine să vă ghidați în această săptămână, dragii mei săgetători. E un moment de stabilitate, nu știu, poate stabiliți ceva în această săptămână pentru 31 decembrie. Cine știe, posibil și acest lucru. Um, culoarea albastru este foarte importantă pentru voi în această săptămână iarăși, așa că vă puteți ghida după ea dacă vreți să alegeți un cadou, dacă aveți de făcut alegeri, în general pot fi tot felul de semne în jurul vostru, aparent banale, dar care vă pot conduce spre o zonă mult mai înaltă. Modul vostru de comunicare, iarăși, dragi o, o să fie foarte important în această săptămână. Arhanghelul Racuel este cel care vă ghidează, cel care vă guvernează în această săptămână și este cel care vă poate ajuta să ajungeți într-un punct mult mai înalt față de cum v-ați dorit voi. O stabilitate foarte mare. Și puteți să aprindeți o lumânare, să-i închinați o rugăciune și cu siguranță o să vină să vă ajute, mai ales că este o săptămână sfântă în care se întâmplă minuni. Mesajul este așa. Ești alesul și protejatul meu. Ești un model autentic de manifestare a prieteniei ideale și, cu ajutorul meu, vei beneficia tot mai mult de darurile pline de iubire și bunătate ale lui Dumnezeu. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Foarte frumos, dragi săgetători! Se pare că e o săptămână specială pentru voi. La mulți ani, dacă mai prin ceva din ziua voastră. Um, Poate e o săptămână în care trebuie să vă dovediți prietenia față de cineva. Și o săptămână în care o să beneficiați de tot felul de daruri pline de iubire și de bunătate. Bun, mergem mai departe, dragi de săgetători, cu un sfat mai lumesc pentru voi în această săptămână. Și mesajul pentru voi este așa să nu faceți presupuneri inutile și vă mai spune renunță la bârfă. Acum, na, da, punctul ăsta nu e ața, nu e așa de frumos, dar per total să știți că e o săptămână în care e vine să nu presupuneți multe lucruri despre despre oameni în general, pentru că nu se știe ce e în spatele lor, nu se știe ce se întâmplă cu adevărat, nu se știe ce e în spatele acțiunilor lor numai ei știu cu adevărat ce suferință au, ce bucurie au, ce trăiesc cu adevărat. Ca așa uneori, posibil să arătăm oamenilor dar ceea ce ne convine. Sau doar ceea ce dorim noi să afle. Însă, imaginea așa de ansamblu e cam greu de ajuns la ea, de asta se cuvine să nu presupunem foarte multe despre oamenii din jurul nostru. Presupunerile atrag în mod automat suferința, căci noi obișnuim să bârfim în legătură cu ele. Noi facem presupuneri, credem că avem dreptate. Apoi le apărăm și încercăm să le dovedim celorlalți că greșesc. Da, nu știu, acest mesaj mi-aduce aminte de cartea de Tarot Luna, o arcană majoră, care vorbește tocmai despre acest aspect. La lumina lunii nu se văd multe lucruri fizic vorbind. Creierul nostru nu percepe multe obiecte, nu percepe multe lucruri. În schimb, simțurile noastre sunt foarte dezvoltate, mai ales că privirea noastră, da, simțul văzului, nu este atât de bine dezvoltat și atunci e normal să intre în acțiune, ca să spun așa, alte simțuri. De asta e bine totuși să mergeți pe intuiție aici și să nu, să nu încercați să luați ca atare orice informație primiți în această săptămână, pentru că pot fi doar aparențe. Iarăși, culoarea portocaliu este foarte importantă pentru voi în această săptămână. Bun, mergem mai departe, dragi săgetători, și analizăm relația dintre voi și o anumită persoană sau relația dintre voi și ceilalți la modul general vorbind. Hai să vedem. Situația 5 de monede Ce gândiți voi? 2 de monede Ce simțiți voi? Justiția La baza manifestărilor voastre, regele de monede În exterior, faetonul Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți regele de bâte? Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți nouă de cupe? Energia generală, regele de cupe Bun, în primul rând, dragi săgetători, aveți două arcane majore, aveți faetonul în exteriorul vostru și justiția care este în inima voastră. Și asta înseamnă că e o săptămână în care drumurile sunt active, provocările apar la orizont și e o săptămână de asemenea, dragi săgetători, în care se clarifică ceva pentru inima voastră. În sfârșit aveți și voi un verdict, în sfârșit știți cum stau lucrurile. Regele de cupe, ca și energie generală, aici vorbește despre o săptămână în care emoțiile vor conta foarte mult, o săptămână în care poate, eu știu, intrați în contact, poate cu persoane din trecut, pentru unii săgetători, pentru alții, vede aici că e un moment de vindecare, să știți, pe un anumit plan, într-o anumită relație sau în relațiile voastre în general. Iarăși zona medicală, zona vindecării, zona artistică este foarte, foarte intens aspectată aici la voi. Poate chiar un bărbat foarte dulce, e un bărbat cu inima mare, un bărbat care se înțelege bine cu toată lumea, un bărbat care poate a suferit, chiar e o persoană foarte, foarte apropiată de inima voastră, poate e o persoană singură, poate fi tatăl, poate fi un prieten, poate fi persoana iubită. Un personaj care o să aibă o, o importanță foarte mare, poate eu, poate o persoană singură sau o persoană care nu stă bine din punct de vedere financiar sau o persoană care se axează foarte mult pe zona spiritualității. 5 de monede ca și energie generală în relațiile voastre. Acum să știți că e o săptămână în care zona materială nu prea o să mai conteze pentru voi. Posibil să faceți tot felul de... Um, Acte de caritate pentru ceilalți. Alții să știți că e o săptămână în care e posibil să vă concentrați foarte mult pe tot ce înseamnă a trăi o viață simplă, a trăi plenar, a trăi, eu știu, la un nivel spiritual mai înalt și e ca și cum vreți să vă detașați de tot ce înseamnă materie, tot ce înseamnă lucruri grosiere de aici, din planul fizic. Cinci de monede, iarăși, vorbește despre un sentiment de singurătate, de abandon. Dar pentru cei mai mulți, eu așa simt aici că e vorba de o săptămână în care o să puneți foarte mult accent pe lucrurile uh, spirituale pe ceea ce contează pentru inima voastră, că vi se deschide inima în această săptămână. Dar oricum dăm extensie în partea a doua cu aceste cărți din tarotul țigănesc și o să vedem exact despre ce este vorba. Dacă vreți să vedeți și partea a doua, adică mai amănunțit față de cum prezint aici, iau la bani mărunți fiecare cărticică, vă aștept cu drag, v-am lăsat un link în descriere și în primul comentariu e nevoie să vă alăturați acestui canal și aveți acces la toate zodiile pentru toată luna, pentru toată lumea. Doi de monede, ce gândiți voi? Poate fi un moment în care poate încercați să împăcați și capra și varza și zona prietenilor și zona familiei, locul de muncă, să faceți și treabă prin casă, parcă sunteți împărțiți așa între două părți. De asemenea, dragi săgetători, să știți că eu o săptămână pentru voi în care nu știu, pe de o parte lucrurile vor fi bune în mintea voastră, pe de altă parte nu vor fi bune. În un moment în care parcă unii e posibil să negociați sau să faceți tot felul de activități din acestea mai copilărești, ceva ce presupune să jonglați cu mâinile sau să faceți ceva cu mâinile. Dar e ceva la început sau e ceva care vă și place vouă aici. În inima voastră aveți justiția care o reprezintă pe Atena în acest tarot, zeița Atena. Asta înseamnă că e o săptămână pentru voi în care reușiți să clarificați ceva pentru inima voastră, ceva care are legătură pentru femei cu un bărbat, pentru bărbați are legătură chiar cu statutul vostru în familie, în zona prietenilor și așa mai departe. Un moment în care parcă voi sunteți cei care dați verdictul, dați pornirea, cum s-ar spune. O săptămână în care aveți ocazia să vi se facă dreptate divină dintr-un anumit punct de vedere, în special emoțional, dar parcă drept să o săptămână în care, pentru unii dintre voi, o să dobândiți o înțelepciune mult mai mare față de cum vă așteptați voi și poate chiar o să reușiți să oferiți celorlalți tot felul de sfaturi înțelepte, dar aici discutăm în mod special de persoanele extrem de apropiate vouă. Alții poate aveți de rezolvat ceva cu acte, hârtii, documente, ceva care are legătură cu inima voastră, ceva care este important pentru sufletul vostru. Regele de monede, ca și energie generală aici la voi. Este o carte de curte care vorbește despre o săptămână în care tradițiile sunt foarte importante pentru voi și văd tot felul de activități, dar nu ieșite din comun. Sunt din acestea, din rutina sărbătorilor, din rutina de zi cu zi, ceva cu totul aparte, ceva care vă poate ajuta, dragi săgetători, să vă stabilizați mai bine. Regele de monede iarăși vorbește despre un moment în care sunteți foarte concentrați pe tot ce înseamnă, eu știu, zona aceasta materială. Poate în moment în care sunteți mai chipzuiți cu banii, da? mai econom din fire. Și un bărbat mai tradiționalist, mai așezat, poate un bărbat de la drum, un bărbat care este ușor provocat sau e mereu pe drumuri, iarăși ar putea să aibă un rol foarte, foarte important aici la voi. E ca și cum luați lucrurile așa încet, dar sigur, chiar la bani mărunți. În exteriorul vostru aveți faetonul, o arcană majoră, care îl reprezintă pe Marte în acest tarot, zeul Marte. Și acum să știți că e o săptămână în care ori vin persoane de la drum către voi, ori se pregătesc aici tot felul de persoane să vină spre voi, ori voi să faceți drum către cineva anume, poate e un loc mai vechi, mai tradiționalist, nu e un bloc chiar atât de modern, dar e ceva pe inima voastră. O provocare care apare în exterior, o provocare care vă face să vă uniți așa și mintea și inima. Chiar sunt foarte curioasă, o să dăm extensii, repet, în partea a doua și o să vedem exact despre ce este vorba. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți, regele de băte. Aici văd că e o săptămână în care ceilalți vor avea foarte multă încredere în ceea ce vă privește. Văd persoane care vor fi foarte bine dispuse, persoane foarte apropiate de voi fizic sau energetic. Deci prieteni, familie, chiar și o persoană care este la distanță mare față de voi fizic. Este în alt oraș, în altă țară, dar cu care comunicați foarte mult. Aveți o relație apropiată. Persoanele din jurul vostru să știți că vor fi foarte pline de viață, foarte glumețe, foarte pozitive, văd tot felul de activități din acestea fizice da, care vor avea loc. Și regele de bâte aici vorbește iarăși despre o persoană care știe foarte bine să negocieze, știe foarte bine să bine dispună. E o persoană care se mișcă, deci văd foarte multă mișcare aici la voi, pe zona persoanelor foarte apropiate. Dacă sunteți doamnă sau domnișoară, atunci e cineva aici care este foarte prins de voi și chiar prins de această dreptate, această putere pe care o aveți în sufletul vostru. Dacă sunteți doamnă atunci sau domnișoară, e vorba de un bărbat care vă seamănă. Poate fi un frate, poate fi persoana iubită. Cineva cu care vă înțelegeți voi bine, iar dacă sunteți doamnă, atunci să știți că aveți aici persoane care vă vor purta în inimă, persoane pentru care prezența voastră, deciziile pe care le luați, modul în care vă exprimați sentimentele, o să conteze extraordinar de mult. 9 de cupe ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți. Aici văd persoane care se simt foarte mulțumite alături de voi, deci reușiți cu brio să vă împărțiți între cele două extreme sau reușiți cu brio să faceți față. De asemenea, poate discutăm de o persoană care este mai îndepărtată de voi din punct de vedere energetic sau fizic da? și o persoană care ține foarte mult la voi, o persoană care este mulțumită, care este împlinită, Ceilalți să știți că vor crede despre voi că sunteți foarte bine dispuși, că sunteți bine, că sunteți împliniți, că sunteți mulțumiți și să știți că veți avea o influență mare, repet, asupra celorlalți, poate chiar o influență de vindecare, dragi săgetători, mult mai intensă și mult mai profundă față de cum vă așteptați voi. Bun, dragilor, cam aceasta este citirea voastră generală pentru această săptămână. Dacă vreți partea mai amănunțită, partea bonus în care v am zis eu la bani mărunți fiecare cărticică de aici, vă aștept cu drag în comunitate. E nevoie să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere, un link în primul comentariu. Aveți acolo toate detaliile. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare, dragi săgetători, să aveți sărbători binecuvântate, cu multă lumină, pace și înțelepciune.